Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că forma fizică este un element esențial a oricare gen de performanță, asta e chiar tema de astăzi. Eu deja am spus că atunci când vine vorba de partea noastră fizică, când e vorba de alimentație, de fitness, de odihnă, de ce, tot singurul expert care trebuie apelat este natura. Pentru că de multe ori ce ne spun experții are o bază ideologică, experții se fac o anumită teorie și încearcă să forțeze realitate în așa fel să se adapteze la teoria. Eu atunci când am vorbit de alimentație am zis, imaginați-vă că suntem în cazuți în junglă, ce mâncam acolo și tot devine extrem de clar și evident. Când vine vorba de fitness, e aici chiar se pune o problemă serioasă, pentru că din păcate societatea noastră e cât de departe de natură și asta pune într-adevăr o groază de probleme. Imaginăm tocmai că suntem în junglă. Ce face un locuitor din junglă sau unui trib? Are o activitate modestă, e un om activ toată ziua. Un om în trib nu, niciodată să stă așezat pe loc, pentru că mereu a ceva de reparat, de făcut, de carat, de urcat, etc. Dar modestă, adică normală. Și din când în când, poate pentru o luptă, poate pentru că trebuie să fugă de un leu, poate pentru că se alargă după un leu la vânătoare, are niște explozii de energie și de activitate fizică la maxim. Deci, noi pentru asta suntem făcuți. Pentru o activitate continuă de nivel moderat, dar totuși activ, și din când în când o explozie foarte puternică de activitate, de energie. Din păcate, ce facem în societatea noastră este exact contrariu. Stăm așezați toată ziua la un birou, ieșim prin lift, ne urcăm în mașină, ajungem acasă, ne așezăm în fotoliu față de televizor. Apoi, asta e standard, apoi unii care încearcă să repare cât de cât problema asta, se duc din când în când la sala. Deci, ce fac la sala? După ce au stat toată ziua într-un fotoliu, fac o oră jumate, poate două, de activitate fizică intensă. Deci, este exact contrariu, pentru că atunci când eu vorbesc de activitate fizică intensă, vorbesc de ceva care să dureze 5-10 minute, poate un minut. Ok? Nu o oră, pentru că nu pentru asta suntem făcuți. Asta, evident, pune niște probleme practice, dacă vrem să simulăm așa ceva. Faptul că te duci din când la sala nu compensează deloc cele ore pe care, în șir, pe care le stai într-un fotoliu sau în scaun la birou. Eu pur și simplu am soluțiile mele pe tema asta. În ce sens? Am și făcut, nu e frumos să mă fac publicitate, am și publicat, căutați Bruno Medicina Fitness, chiar un program pe tema asta, cum să te ții în formă fără să mergi la sală. Eu am metodele mele. Unu, sunt cele izometrice. Asta înseamnă că eu, dacă fac 4-5 stații de metrou, mă fac un antrenament complet, toată lumea mă recunoaște un anumit nivel de formă fizică. Și asta, într-adevăr, sunt norocos, eu muncesc cea mai mare parte a timpului din casa, deci eu fiecare jumătate de oră mă opresc să fac un set de flotare, un set de tragere la bară, genuflexiuni, poi am metodele mele, am programul meu de jumătate de 20 minute de zilnic pe care îl fac mereu. Acum poate unii s-au învățat cu lockdown. Ideea care este, trebuie să ne adaptăm, dar cu ideea că, repet, tot ce are legătura cu efortul pe durată este greșit. O, pe tema asta, apropo, pentru că unul din moda e un alt problemă pe care, într-adevăr,
riscă de a produce efecte devastatoare. Toată lumea acum, pentru că e la moda, e ecologic, este, nu știu, adică sună bine, aleargă, face alergare, face maratona. Acum, maratona este exact contrariu de ce am zis și ajunge să te uiți cum arată unul care face maratona de la unul care face 100 de metri. Adică cel care aleargă pe 100 de metri are mușchi, e masiv, are un fizic plăcut, cel cu maratona are un fizic bolnavicios, se vede. Okay? Dar asta are și un motiv istoric. Știi ce înseamnă maratona? Maratona ține numele de la faptul că grecii s-au luptat cu armata persiană și au câștigat. Ok? Și un soldat din armata greacă a plecat, un anumit Fidipides, a alergat de la plana din Maratona până la Atena, să spun, de asta a făcut 42 și ceva de kilometri, să spune am câștigat. Ok, dar lumea uita ce s-a întâmplat după. Fidipide a spus, am câștigat și a murit pe loc. Deci asta ar trebui să pună pe gânduri cei care sunt obsedați cu maratona. Pentru că maratona, adică alerga 2, 3, 4 ore, să nu vorbim de cei cu ultramaratona de care se laudă, și el alergă 10 ore, e lucrul cel mai daunator pe care poți să-l faci pentru fizic. Deja am vorbit prea mult, ne vedem mâine cu alte teme variate. O zi bună în continuare!